am ajutat la fiecare om să pune cererea, că fiecare om nu poate să știe cum merge lucrurile astea cu calculatorul. Corect, nici eu nu mă descurc, am încercat. Și am ajutat fiecare, deci fiecare om are parola lui, aparte, fiecare. Și au primit parola de la un plic, au venit la noi și după aceea am putut să lucrăm cu, chiar cu părțile lui de pământ. Văd că stați așa un pic mai deoparte. Dar cum a fost cu, online-ul ăsta? Eu ca fermier am venit să depun cererea, de ajutat băieții de aici. Și asta e foarte bun acum că s-a digitalizat parcelele, că acum anul viitor o să fie mai ușor pentru toată lumea. Până acum era vorba că ca să încape toată lumea în locul fizic respectiv. Acum e alte probleme, că acum fiecare trebuie să ocupe locul unde are terenul. Oamenii așa știu că eu am parcela asta și m-am uitat și cred că are un hectar. Degeaba spuneam noi în hărți că păi, poate că asta nu e un hectar după măsură. Dar așa se arată hotarele. Dacă arătat hotarele, calculatorul spune exact câte are sau câte hectare are. Rezolvarea problemelor de subvenții a fost foarte corectă, rapidă și modernă. Dar așa pe la bibliotecă în general ați mai trecut sau? Da. Că aici avem internet, dacă avem nevoie despre ceva din lume, atunci foarte ușor putem să orientăm aici din biblioteca asta și are program făcute, putem să venim oricând. Este un mediu civilizat și mai învață, mai aude, deci este de mare ajutor. Ce ați zis când ați văzut că se poate așa de simplu, așa de și de sigur până la urmă? Dar s-a ajutat foarte mult, deci dotarea bibliotecii cu calculatoare este un lucru foarte bun. Că până acum era un singur calculator și ăla era mai greu. Acum sunt mai multe și se poate lucra și la multe calculatoare și merge mai ușor de servirea oamenilor. După experiența cu APIA, sătenii din Lunca de Jos vor să vină tot la bibliotecă și pentru alte proiecte și cereri de finanțare de la Uniunea Europeană. Dar nu numai atât. Cu ocazia aceasta, mulți și-au dat seama că la bibliotecă se întâmplă mai mult decât împrumutul unor cărți. Cei mai mulți dintre vizitatori sunt copiii, care vin pentru serbări, spectacole, cursuri de turism și ecologie, dar și persoanele mai în vârstă care au descoperit în bibliotecă un loc cald, primitor și plin de lucruri interesante. Văd că v-a prins cititul la bibliotecă. Cepinantul de cromanul, asta voi. Este acolo, mi-a dat ceva. E bine, dumneavoastră nu știți românește, eu nu știu maghiară, da? O să ne ajute colegii. Zice că da, l-a prins. Bine, mulțumim frumos. Domnul Molnar, noi ne știm de mai multă vreme. Da. Ne știm de la Târgu Țăranului, produsele tradiționale cu care veniți din zona dumneavoastră. Sunteți dintr-o comună alăturată. Da, adică ce aparține, adică într-un sat alăturat care aparține tot aici la Lunca de Jos. Aha. Eu sunt departe de centru și adică am vreo 7 km și cam câteodată nu merge netul cum trebuie. Atunci vin la bibliotecă, îi fac treburile prin online la bancă sau să mă uit la ceva dacă mă interesează. E foarte bun totuși. Adică chiar îl folosiți la maxim, ca să zic așa, accesul ăsta la, nu am eu, adică toată lumea prin internet. Păi asta a fost un punct al programului Biblionet. Și, mă rog, ce am văzut noi, nouă ne place, este și un alt spațiu, o altă atmosferă. E liniște, e plăcut, te mai întâlnești cu cineva, mai stai de vorbă. Da, așa este. Dar la bibliotecă înainte veneați mai des sau mai rar? Nu veneam, des că nu prea am timp. Nu vă lasă muncile? Da. Înainte, mulți nici nu știau că e biblioteca aici, dar acum vin, e netul făcut, vine lumea deci aici. Deci asta a fost cânteia, da, cunoașterii, ca zis că așa, și da, cunoașterii în sensul de intrat pe internet și cunoașterii că au aflat oamenii că există o bibliotecă. Da. Și copiii vin aici. În Lunca de Jos, locuită în majoritate de ciangăi, încă se păstrează tradițiile. În sat există o casă a tradițiilor, unde au fost amenajate ateliere funcționare de meșteșuguri tradiționale, țesut, brodat, prelucrarea pielii, sculptură în lemn și bucătărie tradițională.
Această casă a tradițiilor, unde există și un muzeu, a fost construită în primul rând pentru copiii satului, care trebuie să ducă obiceiurile mai departe, dar și pentru turiștii interesați de arta populară. E făcut tipic ciangăiesc. E mobiliat, mobilierul e tipic ciangăiesc și încă nu-i terminat, dar... Încet, încet o să fac. Încet, încet. Dar de ce ați simțit nevoia să faceți și o casă a tradițiilor? La ce vă ajută? Adică când vine cineva din străinătate, se poate să uite că nu prea sunt la toate căsile, adică tipic vechi și mobilier vechi și de la gospodării ce a fost, de exemplu, când a cum a cusut hainele astea și așa mai departe, de toate. E important să știm de unde am venit, copiii să înțeleagă importanța tradițiilor și ne place să facem asta. În Lunca de Jos, tradiția este la mare preț. De 17 ani, sătenii participă la un festival de cultură populară, iar fiecare școală și grădiniță din comună are o formație de dansuri populare. Cu ajutorul internetului au primit și numeroase invitații pentru spectacole în străinătate. Există o formație aici, în zona? Da, Ordașoc. Cum se cheamă? Ordașoc. Ce înseamnă asta? Lupii. Sau așa ceva. Ordașoc. Și este și grup de copii, este și grup de oameni mari? Da. Și unde repetați, unde dansați? Aici, la Căminul Cultural. Sunt dansuri specifice zonei dumneavoastră? Da, Ghimeș. De unde le știți, dansurile? De la tată. Am început, de exemplu, cu dansuri populare ce angăiesc, să facem probe cu copii. Am chemat muzicanți ca să fie natural. Totul da? În regulă. Și au venit copiii în așa fel că am fost și peste 80 la probe. Asta e bine. Peste 80 la un cămin cultural. Există interes pentru tradiție. Da, există interes și se și distrează. Biblionetul a generat și alte idei, pe care bibliotecara din Lunca de Jos are de gând să le pună în practică în viitorul apropiat. În perspectivă, am o dorință pe care mi-o propun și chiar vreau să o realizez, nu numai să mi-o propun, dar toate au un început, să facem o pagină web a bibliotecii, unde putem să ne arătăm pentru lume ce avem valori, ce tradiții avem, să ne promovăm biblioteca în primul rând, să ne promovăm comunitatea cu activitățile noastre, cu tradițiile, cu dansurile, cu obiceiurile noastre și chiar să facem, de ce nu, o vizită la o colibă pe un munte, unde se duc oamenii în timpul verii pentru a-și crește și a-și păzi animalele. Este un mod de viață foarte diferit, dar ceva atrăgător. Bibliotecarul cum vi se pare în ultima vreme în transformarea aceasta activităților din biblioteca, bibliotecilor, ca meserie, ca importanță a lui în comunitatea locală? Colegii mei sunt extraordinar de receptivi, deci ei practic aveau aceste idei în minte și programul Biblionet cred că a dat un impuls pentru toată lumea, deci au fost încurajați puțin din afară față de ce se întâmpla timp de două decenii, când asociațiile profesionale s-au implicat foarte mult și deci acesta a fost un proces mai lung de la a păzi averea statului de care vă spuneam și a ajunge la o persoană orientată spre public și spre servicii și cred că este meritul colegilor, a asociațiilor și acum în ultima fază a programului Biblionet care ne încurajează pe toți și ne oferă posibilități, nu în ultimul rând materiale. M-am gândit, după ce am terminat, chiar săptămâna trecută, am fost la un curs Biblionet de dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, să căutăm parteneri pentru diferite programe. Deci aici mă gândesc la parteneri cu programe de proiecte care să vizeze comunitatea. Deci aici am citit și chiar am auzit de proiectul Casa Verde. Deci poate fi promovat, chiar m-am gândit să merg, să caut, deci să fiu deschisă, biblioteca să fie deschisă pentru idei noi, să caut persoane competente pe care să îi invit să facem o activitate împreună pentru a mediatiza, pentru a aduce la cunoștință. Ce înseamnă Casa Verde, așa în câteva cuvinte? Casa Verde este un program care ajută
oamenii pentru a-și instala energia alternativă, energia solară. De când programul Biblionet a ajuns în Lunca de Jos, viața comunității s-a schimbat, pentru că oamenii au înțeles că la bibliotecă își găsesc răspunsuri pentru multe dintre problemele lor și că asta înseamnă mai multă informație și mai puțin timp pierdut. De la sintagma ai carte, ai parte, s-a trecut la partea de conținut. Deci ai cunoștințe, ai informație, ai parte. Îți rezolvi problemele. Și acest lucru se poate întâmpla și în bibliotecă și se întâmplă cu succes. Aici oamenii s-au întâlnit, oamenii au primit ajutor, cei care știau mai bine i-au ajutat pe cei care știau mai puțin bine, au venit, au văzut ce se mai poate face la bibliotecă și, într-adevăr, în această perioadă sau în alte perioade când sunt activități intense, biblioteca este practic centrul comunității. Pur și simplu, serviciile bibliotecii ies din incinta acestei încăperi. Pe vremuri se spunea că biblioteca oferă servicii pe baza colecțiilor. Acest lucru s-a extins foarte mult. Limita este cerul înstelat, pot să spun. O lume în biblioteca mea, așa e. Exact și... așa cum este sloganul programului și foarte multă lume deja îl cunoaște. Pe viitor, bibliotecarii din Lunca de Jos, ajutați de autoritățile locale și coordonatorul Biblionet pe județ, vor să extindă programul și în satele alăturate. Până acum, în județul Harghita au fost donate 87 de calculatoare și au fost școliți 30 de bibliotecari. Săptămâna viitoare vom vedea ce impact a avut programul Biblionet în localitatea Poiana Mărului din județul Brașov. Ne vedem la bibliotecă!